stabilim și începem niște relații cu acei speakeri, care, ok, tehnologia apar de la an la an, vrem să stăm de vorbă cu oamenii care le creează, care le folosesc, care le explică acele tehnologii și vrem să fim acolo. Însă de aici a plecat, la faptul că ne întâlneam acolo și am zis că, ok, e clar că există interes, haideți să facem ceva și adică, în mare parte, îi cunoașteți pe acești speaker încă dinainte să vină aici la Iași. Da, da, de obicei ne uităm, îi cunoaștem, suntem un grup mai mare de oameni care filtrăm aceste talk-uri și fiecare vine cu o propunere, ok, hai să o discutăm, ne stabilim niște trenduri la început, ok, vrem să vorbim despre, să vorbească despre asta și ok, după care construim în jur, la unele se poate, la unele nu, e destul de mult de muncă. Și dumneavoastră ați fost la mai multe conferințe internaționale, care a fost ultima la care ați participat și cum a fost? Ultima am fost, cred că la sfârșitul anului trecut, cred că era în Londra, două zile pline de ceva legat în jurul de Cloud Native DevOps, ceva de genul ăsta. Și concluziile de la această conferință? Concluziile? Ok, acum ce pot zic? E ca în Iași, doar că fiecare are specificul ei, în funcție de locația unde se întâmplă, în funcție de cum vor să organizeze, unii sunt mai legați inventivi, de... Exact. Așa. Și sunt diferite lucruri, adică poți să faci și paneluri, cum noi avem și paneluri, poți să faci și un fel de open space la care ne gândim, dar până acum nu am încercat, e mai mult specific evenimentelor care se întâmplă mai multe zile, pentru că nu fi doar talk-uri sau clasicele talk-uri. Sunt destul de multe variații pe care poți să le încerci. Dacă și... ne întoarcem la conferința de la Iași, e la 4-a ediție. De la an la an s-a schimbat ceva în organizarea acestei conferințe? Da, da. Altfel ar fi plictisitor și pentru noi n-ar fi challenger. E clar, și... e clar. În primul an au fost mai puțini invitați? Cum a fost? În primul an... primul an a fost mai cu emoții, mai probabil mai puține nopți dormite, pentru că nu, la început am fost mai entuziasmat, nu știam la ce ne înhămăm. Ne gândeam că poate să iasă și rău, poate să iasă și bine. Normal că muncești ca să iasă toate lucrurile cum trebuie. Însă după care am prins curaj, am făcut un eveniment, în primul an a fost o singură zi, în al doilea an prima dată am adus workshop-urile cu speaker internațional, workshop-uri plătite, în al treilea an am introdus community events în care vin speakeri din Iași și care susțin aceste community events, sunt hands-on, adică fiecare vine cu laptopul, se lucrează ceva, nu este un număr mare de oameni la un astfel de community event pentru că vrem să obțină cât mai mult de la acel speaker, vorbim, nu știu, 20-30 de oameni la un community event, anul ăsta avem 6, anul trecut am avut 4. Asta e și ideea, să fie un grup restrâns. Da, credem că în felul ăsta obții cele mai multe informații de la trainerul respectiv, de multe ori sunt 2 trainer chiar, pentru că deja e un când trece de 15, 16, 20 de oameni, deja e mai greu pentru o singură persoană să îi țină pe toți acei cursanți la același nivel, să facă exercițiile, să treacă prin la un exercițiu la altul și câteodată chiar probabil în majoritatea cazurilor sunt 2 persoane. Dacă am vorbit de cele mai mari provocări atunci când vine vorba de organizare, care au fost în cazul dumneavoastră? Provocările se schimbă în funcție de cât de aproape suntem de eveniment. La început provocările sunt ok, haideți să găsim speakerii pe lucrurile pe care vrem noi să se vorbească, pe acele trenduri. Acești speakeri sunt de obicei oameni destul de ocupați, au multe lucruri de făcut, de multe ori ei vor să vină, dar nu pot să-ți dea răspunsul, spun, nu pot să te încurc, dacă un client atunci îmi va cere să fiu în Asia, mă voi duce în Asia pentru că clientul meu are o relație de lungă durată și am pățit și lucrurile astea cu o lună înainte să nu mai să spună că îmi pare rău, nu mai pot veni și înțelegem, o să încercăm să-l aducem la o altă ediție. După care, cu cât ne apropiem de eveniment, sunt lucrurile organizatorice, de pus la punct, de adunat toate lucrurile, de avem partenerii, de pus... Mulți parteneri și de această dată? Da, nu putem să dăm nume. Da, bineînțeles. Important sunt oameni care vă susțin. Da, ne bucurăm de susținere.
Evenimentul a crescut, în felul ăsta a devenit mai cunoscut în comunitate. Foarte interesant, am făcut în acest an un pelerinaj, am spus noi, în locațiile frecventate de IT-iști, în care, dacă răspundeau corect la 3 întrebări, nu foarte grele, dimineața puteau primi o cafea și o reducere la biletul de la Dev Experience, seara puteau primi o bere și o reducere la bilet. Foarte interesantă și ideea aceasta. Da, a fost primită bine. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru informații și spor în tot ce faceți. Mulțumim frumos! Cu mare drag, doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Nisa.